venit, doamnelor și domnilor, aceste scene. Vă vine să credeți, vă vine să credeți, s-au întâmplat în Parlamentul României. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost practic încolțit de George Simion, după cum ați văzut. Nu este vorba doar despre agresiunea fizică și verbală, este vorba și despre faptul că ne aflăm în pandemie. George Simion nu purta mască, s-a apropiat nepermis de mult. Dincolo de toate acestea, există o anchetă a parchetului general care s-a autosesizat. Va face și ministrul Energiei o plângere, dar mai multe ne spune chiar dumnealui, domnul Virgil Popescu, în studioul Profinews. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația. Mulțumesc pentru invitație. Bună seara. Ce simțiți când vedeți aceste scene, când revedeți aceste scene? Să știți că revăd pentru prima dată aceste scene. Nu m-am uitat să văd. Mă uit și eu așa un pic, sunt cutremurat la ce aceam a ajuns să întâmple în Parlamentul României. De la un schimb de idei, de la o moțiune simplă, de la un discurs, să ajungi să te comporți așa, mi se pare strigător. Ați mai avut clinciuri cu George Simion? Nu, în plen? Că m-ai strigat din când în când. Așa, știam că se ocupă cu chestii de genul acesta, dar la nivelul acesta n-am avut clinciuri. Ce demersuri veți face dumneavoastră? Știm deja, pachetul general s-a autosesizat, există o acuzație, o cercetare, dar e în rem deocamdată, înțelegem, deci nu pe numele lui George Simion, pentru ce s-a întâmplat în Parlament, dar înțelegem că dumneavoastră însuși veți, aseară, ieri am spus după incident că voi discuta cu colegii mei și cu prieteni și colegi avocați, mă voi consulta, aseară am anunțat, voi depune plângere penală. Am și solicitat astăzi, când am depus practic la biroul permanent al Camerei Deputaților, răspunsul meu la moțiunea simplă, pentru că trebuie să închidem din punct de vedere formal procedura de dezbatere a moțiunii simple. Vă dați seama că nu mai avea niciun rost ieri să mai discutăm despre moțiune simplă în condițiile în care probabil că în interiorul Camerei Deputaților, în sala de plen, ar fi fost exact același lucru. Mesajul care vreau să-l transmit nu mai avea niciun rost. L-am depus astăzi la Camera Deputaților, va fi publicat pe site-ul Camerei, l-am publicat pe pagina mea și am solicitat inclusiv înregistrarea oficială, pentru că odată cu plângerea penală vreau să depun și înregistrarea oficială pentru ca procurorii să analizeze exact documentele și imaginile care sunt oficiale. De ieri, de când s-a terminat acest incident, s-a finalizat acest incident, curg injurii pe pagina proprie personală, inclusiv la pozele cu copiii sunt tot felul de amenințări. Eu cred că deja se merge foarte departe. Ne uităm și noi pe conturi și vedem că sunt conturi false. Cred că ar trebui aici lucrurile să fie mult mai mult cercetate, pentru că deja văd că este un sistem organizat. Și când vorbim de un sistem organizat, cred că lucrurile trebuie foarte bine, foarte bine cântărite și foarte bine... Depuneți și aceste probe la parchet? Tocmai de aceea că era gata, acum două ore era gata plângerea penală. Au venit cei de la comunicare, echipa mea de comunicare, și mi-au arătat lucrurile pe care eu nu le-am văzut. Le-am trimis către avocați și acest lucru și completăm plângerea penală și cu acest aspect, pentru că eu vreau ca lucrurile să reintre în normal și vreau ca acest tip de presiune și acest tip de comportament să înceteze. Iar dacă un partid este organizat în asemenea fel încât la un semn al liderului pus pe pagina de Facebook vin nu schimburi de idei, vin amenințări la adresa mea și a familiei mele, asta înseamnă că lucrurile o iau într-o turnură foarte, foarte ne la locul ei și lucrurile trebuie să înceteze. Dar dumneavoastră sunteți așa de felul dumneavoastră un tip pașnic, mai calculat, pentru că dacă ar fi fost altcineva, nu știu, probabil ar fi ripostat, v-a trecut vreo clipă prin cap, nu știu, să-l împingeți? Nu, să știți că eu sunt o fire calmă. Nu știu, cine mă cunoaște știe că sunt o fire calmă, deschisă la dialog. Evident că am și eu la un moment dat mă enervez, rezist cât rezist mă enervez. Mă bucur și sunt... că nu m-am enervat și am reușit să-mi păstrez calmul, pentru că nu era normal să ajungem la alt tip de agresiune. Nu știu ce s-a fi întâmplat, pentru că m-au întrebat aseară în alte intervenții ale mele la televiziune ce s-ar fi întâmplat dacă eram lovit. Aici deja nu mai știu ce să spun, cum aș fi reacționat.
Cred că de când eram tânăr în curtea școlii, nu ne-am mai bătut să vorbim așa. Nu sunt genul de om violent sau care să reacționeze violent sau care să acționeze într-un alt mod, să împingă sau să... Vă intimidează? Arma cuvântului, să știți că la mine este arma cuvântului. Vă intimidează sau simțiți o teamă, nu, mai ales după evenimentul de ieri, când acum curg tot felul de amenințări? Nu pot să spun că mi-este o teamă. M-a sunat soția, m-au sunat copii, am simțit la soție un oarecare tremur, am spus să stai liniștită, că nu cred că se va ajunge la așa ceva, dar tocmai de aceea vreau să depun plângere și lucrurile să fie știute și lucrurile să fie la locul lor. Ce? V-ați întrerupt discursul. Ieri, de fapt, v-a întrerupt discursul domnul George Simion. Ce mai trebuia să spuneți? Aveam multe lucruri. Era doar... Și n-ați spus, pe scurt. Erau foarte multe lucruri de spus acolo. Erau, la un moment dat, era o acuzație ridicolă că prin acțiunea mea pe piața gazelor am ajutat Rusia. Și că în 2015 scăzuse importul de gaze la 2% din necesarul de gaze. Și vroiam să le dau o replică colegilor de la USREC că în 2014 a fost ridicat acea impunere de achiziție obligatorie a 30% din producția, din consumul intern al României din Rusia. Deci dacă nu știți, vă spun acum, până în 2014 eram obligați să cumpărăm din Rusia. În 2014, ridicându-se această obligație, a scăzut practic importul foarte mult, iar în 2015 s-au închis combinatele de prelucrare, cele care le deținea de petrochimie, care le deținea Nicolae, și de aceea au scăzut importul. În schimb, în 2016, atunci când încă șeful, a fost la dumneavoastră în emisiune, nu mai este șeful, președintele USR, Dacian Cioloș, era prim-ministru, Romgaz a avut cea mai scăzută producție din istorie, de 4,2 miliarde de metri cubi, a fost cel mai mare import de gaze din istorie, iar toate lucrurile au fost pentru că guvernul, condus de Dacian Cioloș la acea vreme, a ținut prețul gazului natural în România, care era reglementat, la un preț foarte mare, încât a stimulat foarte mult importurile din Rusia. Deci, faptul că au aruncat niște cifre pe masă, asta nu înseamnă că și-au făcut și temele. Probabil că ori au vrut să dea indirect, pentru că s-a așteptat la o reacție a mea, care cunosc datele, la o reacție a mea contra șefului lor de partid, dar cert este că îl puneau într-o lumină foarte proastă pe Dacian Cioloș, care era președintele USR, este membru USR. Vorbeau de fondul de modernizare și nu știau că zac acolo 10 miliarde și nu știau că în 26 ianuarie au fost depuse proiecte în valoare de 800 de milioane de euro ale Complexului Energetic Oltenia după ce s-a așteptat și s-a primit decizia de restructurare. Nu știau că urmează proiecte acum în câteva zile, proiecte de alte sute de milioane, 390 de milioane ale transelectrici. Adică vorbeau de niște lucruri neștiind despre ce vorbeam. Doar au aruncat pe piață niște lucruri pe care nu le stăpânesc. Mai mulți spuneau că am făcut rău, că am luat atitudine contra furnizorilor. Păi dacă greșești facturile, trebuie să fii... înseamnă că ești comunist sau ești de-a lui Liviu Dragnea, că așa m-au acuzat, că am o retorică împotriva furnizorilor. Nu. Am o retorică împotriva tuturor care nu-și fac treaba, nu respectă legea și românii au de suferit. Erau foarte multe lucruri. Era demontată, practic, punct cu punct, moțiunea simplă, iar culmilor am văzut pe Dan Barna, care spunea că mi-a fost frică de dezbatere. Pe Simion ca pretext. Așa ceva poate numai în mintea lui Dan Barna poate să se întâmple. Oricând sunt dispus la o discuție pe teme de energie cu oricine dorește din USR Plus, inclusiv cu, așa zis, și experți în energie din USR Plus, pentru că lucrurile, eu știu foarte bine cum stau și lucrurile știu foarte bine cum le-am preluat. Să nu uităm că eram blocați de 7 ani într-un așa zis acord cu China Nuclear, cu compania chineză, să facem reactoarele nucleare. Nu făceam nimic, am avut curajul să rezilez acele contracte, să negociez cu partea americană, să semnăm contract interguvernamental, acord interguvernamental, acord de finanțare,
să-l aprobăm în Parlament, să mutăm practic linia strategică a României în domeniul nuclear civil din partea de est, de la China, către Statele Unite, Canada și Franța, să avem un consorțiu. Ori, dacă îi deranjează pe cei de la USR și asta se numește că n-au făcut nimic, este problema lor. De asemenea, am abrogat ordonanța 114, mi se spunea că de ce nu am modificat legea offshore. Doreau să modifice legea offshore în timpul negocierilor între Exxon și Romgaz. Dacă doreau acest lucru, pe mine nu mă găsesc de parlament, de interlocutor și nu mă găsesc de partener. Dacă vreau să modifice, puteau să vină cu un proiect să-l depună în Parlament. Eu tot timpul, și nu cred că m-ați auzit pe mine să spun că Ministerul Energiei sau un guvern să va aproba un proiect de lege care va merge în Parlament. Nu, am spus că trebuie în dezbatere parlamentară, pentru că nu vreau să mai repetăm greșelile din 2018, când guvernul trimitea un proiect și în Parlament se modifica. Și nu ajungeam la niciun interes. Și mai puneam și o întrebare, dar în 2016 de ce n-a făcut domnul Cioloș legea offshore de la început? N-avea majoritate parlamentară, aici o să vă răspund eu. Eu cred că avea majoritate parlamentară, pentru că era susținut în guvern de PNL și avea și un vicepremier PSD. Deci eu cred că avea majoritate și ne putea pune pe toți la masă. Dar nu l-a interesat nici alegerile în două tururi. Nu l-a interesat pe domnul Cioloș și acum le clamează. Tot atunci putea să le facă. Bun, deci, dar erau în primul rând interesele celor două mari partide care îl susțineau sau nu îl susțineau, că singur nu putea să facă... Tehnocrat fiind... Sunt foarte multe și mai dădeam un exemplu de o persoană numită de către domnul Cioloș, de fostul director al Complexului Energetic Oltenia, numit în afara Ordonanței 109, după ce a fost selectat altcineva și numit peste selecție, care în urma unor controle ale Corpului de Control al Ministrului Energiei, nu al meu, al celui dinainte, și controle care au fost rămase definitive prin decizia în alte curs de casație și justiție, au reușit un prejudiciu de 680 de milioane de lei la Complexul Energetic Oltenia, a fost schimbat și complexul a fost la un pas de faliment. Noi l-am salvat și i-am dat ajutor de salvare, de restructurare și am reușit să aprobăm. Ori să nu ai căderea și nu ai moralitatea să spui, să te iei de un alt partid cu numiri când tu știi foarte bine ce ai plăcut. Și aveam foarte multe exemple de numiri făcute anul trecut de către colegii de la USR, numiri de fost candidați la primărie, de consilieri USR, adică totuși să nu vorbească de funie în casa lor a spânzuraților. Aveam foarte mult, chiar foarte multe și era foarte bine structurat, inclusiv de Iernut. Le spuneam cum fostul lor secretar de stat care a venit și a lucrat cu mine Ministerul Energiei, culmea s-a ocupat de Iernut, de centrala de la Iernut. Adică... Avem timp scurt. O să ajungem imediat și pe fond. Ne interesează foarte mult problema aceasta a prețurilor energiei. Sigur. Însă, înainte să lămurim un episod politic care și naște din informațiile noastre o mare tensiune în coaliția PSD-PNL. Da, ne aducem aminte cum Mihai Tudose a cerut cu subiect și predicat demisia dumneavoastră. Atunci n-am asistat la o susținere din partea premierului Fățișă. Însă, acum când liberalii sunt nemulțumiți de faptul că ministrul Marius Budăi le-ar pune în gură faptul că se va face pensionare obligatorie la 70 de ani și insistă pentru renegociere, a primit susținerea premierului. Spuneți-mi dacă vă simțiți neîndreptățiți. Vă spun sincer, nu, eu nu văd așa lucrurile. Acum, n-am urmărit ce declară domnul Budăi, dar eu știu din interiorul Partidului Național Liberal și știu că acel proiect de lege cu ieșirea la pensie la 70 de ani nu este o ieșire obligatorie. Nu este obligatorie, este dar ieșire... aceasta e supărarea PNL. Deci, adică este o opțiune pe care oamenii să poată să o aibă din punct de vedere legal, dacă vor să iasă mai târziu la pensie sau nu. Acum, atributul schimbării ministrilor este al premierului. Este adevărat că domnul Tudose la un moment dat a vorbit referitor la adresa mea, în schimb am văzut declarația domnului Ciolacu, care a venit și a spus că este atributul premierului. Adică nu, deci, nu simțeați nevoia să iasă cu un punct de vedere clar premierul așa cum eu, a fost eu m-am bucurat aseară foarte mult că premierul a ieșit cu o atitudine foarte fermă împotriva acestui gen de
de atitudine a unui parlamentar, a unui deputat și a condamnat foarte ferm, așa cum și președintele partidului și Florin Câțu a condamnat foarte ferm, așa cum am văzut că și președintele PSD, Marcel Ciolacu, astăzi a condamnat foarte, foarte ferm și președintele UDMR și cei de la minorități. Practic, ieri am văzut o mare majoritate din Parlament care nu acceptă așa ceva și am văzut UNSR alături de AUR să dezbată o moțiune care, bun, dar aici care fost, sincer să fiu, nu trebuia dezbătut aseară. De ce? După incidentele petrecute, asta nu, acela nu mai era un cadru de dezbatere a unei moțiuni. Credeți-mă, nu era un cadru de dezbatere. Adică, cel puțin din partea mea, nu putea fi transmis mesajul acela care am reușit să pe care am reușit să-l transmit în foarte scurt timp aici. E mult mai elaborat. Și practic nu ajungea mesajul meu. Reluarea moțiunii într-o altă zi, într-o situație excepțională cum a fost aceasta, pentru exercițiul democrației. Putea fi. Biroul permanent au hotărât, cei de la USR și cei de la AUR, nu au dorit și dacă liderii de grup nu cad în consens, au hotărât să se reia, discuția ieri, să se reintre în sală și atunci grupurile parlamentare PNL, PSD, UDMR și minorități au decis, împreună cu mine la fel, au decis să nu mai intre în sala de ședințe. Să dezbată singur moțiunea, dacă asta doresc, asta și-au pus-o, probabil că și singuri o vor vota mâine, să facă, să arate țării trece. Nu, PSD și PNL mâine la vot? Nu, probabil că vom vota împotriva moțiunii. Dar vor vota ei, se vor vedea că în continuare colaborează parlamentar și aprobă indirect acțiunea AUR, indiferent dacă iese un coleg de la USR și condamnă sau iese alt coleg și condamnă, faptul că au o acțiune parlamentară comună și dezbat după acel incident împreună o moțiune de simplă, mi se pare că ei sunt practic așa uniți, așa un pic. Domnule ministru, premierul Nicolae Ciucă va reproșa ceva pe acest subiect legat de facturile la energie? Nu, acum, noi am avut mai multe discuții în coaliție. N-am avut niciun reproș de la premierul Ciucă și cred că toți colegii au înțeles că nu ministrul verifică facturile. E adevărat, putem încerca, dar nu avem nici capacitatea logistică să facem acel lucru. Și se pleacă totul de la buna credință. ANPC-ul a intervenit foarte repede și le mulțumesc pe această cale încă o dată. ANR-ul a intervenit mai lent, dar a intervenit și ANR-ul și s-a văzut că până la urmă ce am spus, că au fost facturi întocmite eronat, a fost realitatea. Dar câte? Aici o mare problemă. Avem atâtea cifre de la milioane până la singura, singura cifră oficială care o avem în acest moment este cea care ne-a dat o rezultat parțial la NPC-ul și pe care un colegul meu, secretarul de stat Drăgan, a prezentat-o. Eu eram atunci... 450.000. Cele 450.000 de facturi. Nu se finalizase până la urmă total control. De asemenea, avem o cifră legată că au fost emise în mod eronat, fără să aplice plafonare și compensare, de către un mare furnizor care are mult mai mult clienți decât 450.000. Dar acel furnizor susține că o bună parte din clienții lor aveau prețurile atât de mici, erau în cadrul unui contract, nu erau prețurile, nu necesitau nici compensare, nici plafonare. Eu i-am transmis că și pentru un client, dacă avea, nu trebuiau să-i emită factura în mod eronat. Chiar dacă ceilalți, poate că puteau să-i emită factură, că nu necesita, prin aplicația informatică, dacă trecea, era zero plafonare, zero compensare. Deci Electrica Furnizare susține că nu avea... De ce nu, zice că avea foarte mulți, nu că era 100%, că avea foarte mulți. Deci foarte majoritatea mulți erau. Majoritatea erau în... Nu se încadrau. Majoritatea nu necesitau să li se aplice nici plafonare și nici compensare, pentru că prețul era mai mic decât ar fi obținut. Ați avut o întâlnire, dacă nu mă înșel, astăzi cu furnizorii? Astăzi am avut o întâlnire online cu furnizorii. Bun, ați reușit să faceți un bilanț? Le-am solicitat și mi-au promis că o să vină în perioada imediat următoare cu această situație. Le-am spus că dorim să fim parteneri, ministerul dorește să fie partener cu furnizorii, nu pe poziție de luptă cu ei și dorim ca ei să fie parteneri onești cu cetățenii și cu toți clienții lor. Cred că au înțeles acest mesaj, le-am mai solicitat o anumită situație, aștept să-mi trimită această situație în zilele următoare, pe care o voi prezenta public, pentru că din această situație, nu vreau să vă spun acum ce le-am solicitat, dar în această situație se va vedea clar dacă practic
au refăcut toate facturile. Nu va fi o situație cu numărul de facturi făcute, dar va fi o situație din care va reieși clar că piața a reintrat în normal. Mi-a venit în dimineața aceasta, înainte de a pleca, de acasă, ideea și am zis să o pun, în practică. Lăsați-mă câteva săptămâni asta vreau să... Datele le pot scoate foarte repede din... Deci din sistemele informatice. Ca să vă dați seama că au aplicat în mod onest legea. Exact. Pentru că se vor vedea din datele care mi le vor prezenta, se vor vedea foarte clar. Se vor vedea dacă acum aplică, e clar că datele le cerem de, la ultimele facturi emise, asta înseamnă că aplicațiile informatice sunt... Deci deocamdată autoritățile au totuși o dificultate în a descoperi clar câte nereguli acum, au fost dacă îi ascultăm pe dâns și spun că le-au cam refăcut pe toate. Dar le-au trimis la oameni care încă așteaptă facturile calculate? Cam așa spun, că le-au cam refăcut pe toate. I-am rugat să-și asume și au zis să-și mai facă ultimele verificări. Ok, așteptăm să-și mai facă ultimele verificări. N-am mai văzut, în schimb, de la cetățeni facturi făcute în mod erogat. Poate că nu au venit încă. Poate că și oamenii mai așteaptă. Acum, trebuie să știm, există posibilitatea, nimeni nu este absurd și cred că nici oamenii nu sunt absurd, dar nici furnizorii nu trebuie să fie absurd, există posibilitatea să mai fie greșeli punctuale. E, și acest lucru le-am solicitat, le-am spus, sigur, există posibilitatea, era și înainte de lege, dar voi trebuie să acționați repede, să liniștiți oamenii, nu trebuie să plătească acea factură dacă este vădit mare, poate sunt citirile eronate, poate s-a întâmplat ceva și să interveniți punctual. Și acest lucru trebuie să-l comunicați oamenilor. O comunicare între furnizor și client e vital într-o relație, într-o chestie de parteneriat, de creștere. Deci nu e nevoie să le spuneți lucrul acesta după toate Am simțit nevoia să le spun pentru că am simțit pe pielea mea faptul că și a Ministerului am căzut la mijloc între furnizori și români în condițiile în care nu prea avem pârghii cum să acționăm decât discuții și decât posibilitatea schimbărilor legislative care, odată ce schimbi o lege pentru un lucru, nu e normal. ANR-ul poate sancționa? ANR-ul poate, ANPC-ul poate. ANR-ul poate să verifice, să facă ceea ce facem noi acum. Poate să facă ANR-ul foarte bine, pentru că ei au această autoritate. Ei au această autoritate de a supraveghea piața. Este la ei, nu este la noi, la Ministerul Energiei. Și fac lucrul acesta? Ar trebui să facă. Ar trebui să termine scandalul și vorbim totuși despre un posibil. Eu sper că o vor face. Mi-au zis furnizorii că s-au întâlnit și cu ANR-ul, că s-au întâlnit și cu ANPC-ul. Eu am simțit nevoia astăzi, am avut o întâlnire online pentru că sunt foarte mulți și am vrut ca mesajul meu să ajungă practic la fiecare furnizor, indiferent că e detalie mare, medie sau mică, să ajungă acest mesaj. Le-am promis că din punctul de vedere al autorităților vom accelera plățile și ne vom ține ca să accelerăm aceste plăți pentru că nu vrem să blocăm sistemul. Plățile se vor face de la Ministerul Energiei, colegii de la Ministerul Muncii sunt convins că le vor face pe partea de clienți casnici, dar de la dânsii dorim să urmărească îndeaproape emiterea de facturi și să nu se mai întâmple acest lucru. Când se va încheia, domnule ministru, această tevatură a facturilor? Luna aceasta, luna viitoare? Eu cred că și sper că facturile emise la începutul lunii februarie, adică acum, în zilele următoare, pentru luna ianuarie, să nu mai aibă probleme. Eu mă gândesc că după cât am pătimit în perioada aceasta, nu cred că facturile pe luna ianuarie vor fi întocmite corect. Ele trebuie emise acum în luna februarie. Cred că sunt emise și cu recalculări, dacă e cazul să refacă noiembrie, decembrie. Cei care aveau niște sume foarte mari și au contestat acele sume, credeți că toți acești încugubiți vor primi facturi recalculate corect? Acum, dacă au avut dreptate, da. Așa ar trebui să fie. Dacă au fost consumuri foarte mari și nu și-au dat seama sau dacă au mai fost... Dar dacă plăteau 100 de lei și le-a venit 1700, nu, acolo e o problemă. Deci în momentul când avem diferențe de genul acesta e o problemă, pentru că și la energie electrică și la gaze, indiferent de cât consum, ai un plafon. Deci față de plafonul ăla. Și primul lucru când îl faci... Mai am colegi care mi-au trimis și mie facturi. Eu, uite, am primit factură mare, câteva mii de lei. Și m-am uitat la consum, m-am uitat la total. Și tarifele sunt enorme. Nu erau. Am împărțit total factură la kilovat consumat și mi-a ieșit un preț foarte mic de kilovat. Și am zis, atâta consum, ce să-ți fac dacă atâta consumi? Ăsta e prețul pe kilovat. Prețul ăsta este prețul de anul trecut. Da, la energie electrică, la gaze plăpot cu 0,8 kWh. La gaze, da, la gaze este, da, și este, cred că aici o problemă, cred că... și legea nu rezolvă, mai ales că în ianuarie nu se aplică legea aceasta nouă. Asociația Inteligentă spune așa:
că și legea e o problemă, nu doar facturile calculate greșit, care nu au un impact atât de mare, ci mai degrabă impactul este dat de faptul că prețurile sunt mari, oamenii nu s-au încadrat și în ianuarie îi așteaptă aceeași soartă. Indiferent cât consumă oamenii în ianuarie, în noiembrie sau în decembrie, indiferent cât este prețul pe care este în contract sau în ofertă, furnizorii nu pot să factureze mai mult decât este plafonul. Iar la gaze naturale nu este 800 de lei plafonul. Plafonul este de 37 de bani pe, sau 370 cu TVA cu tot. Gazul, ca să comparăm, e 225 de lei. 250 deci de lei megawatt. Deci se aplică indiferent de consum? Indiferent de consum. Doar compensarea. Doar compensarea se aplică suplimentar celor care au un consum. De aceea spun că au fost făcute facturi eronate. Dar mai sunt niște situații, pentru că oamenii trebuie să știe. Sunt furnizori care au depus licența sau li s-a luat licența, au trecut automat în furnizori de ultimă instanță. Acolo este foarte scump prețul de furnizor de ultimă instanță. Ba da, se aplică și acolo plafonul, dar dacă nu se mută, nu-și caută un furnizor în perioada aceasta, cât este legea plafonării, o să vedem ce face și de la 1 aprilie, dar trebuie să știe acest lucru. Nu-și caută un furnizor, prețul rămâne în furnizor de ultimă instanță cu preț și după expirarea legii. Și trebuie în această perioadă de 2-3 luni care o au la dispoziție să se mute, să-și caute un furnizor în comparator de prețuri cu un preț cât de cât apropiat în piață. Pentru că nu este normal să rămână în furnizor de ultimă instanță. E adevărat, bugetul suportă acum această diferență de preț, dar până la urmă și ca exercițiu să vezi cum să te muți, să vezi cum funcționează acest lucru și să cauți o ofertă mai bună, este bine să-l faci. Vă grăbesc un pic pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Ce se întâmplă după 1 aprilie? Este o mare dispută între PSD și PNL. Re-reglementarea pieței, scădeți TVA, renunțați la acciză, cogenerare și toate taxele care sunt. Lucrăm la minister și în guvern cu colegii de mai multe ministere și cu ANR-ul pe mai multe scenarii. Nu uitați că și prețul reglementat pentru clienți casnic a fost o propunere pe care a făcut-o colegul meu, președintele Câțu. Deci lucrăm pe mai multe scenarii. Acum, ca să vedem care este cel mai bun scenariu, lăsați-ne să finalizăm. Cu certitudine o să avem o soluție înainte de 1 aprilie, evident, pe care să o implementăm la începutul lunii martie, în așa fel încât să există o predictibilitate, să știe ce se întâmplă după 1 aprilie. Deci ce pot să vă spun este că nu s-a luat încă o decizie. Ce pot să vă spun este că eu cred, bun, acum dacă nu se întâmplă, Doamne ferește, lucruri care ne scapă de sub control, în zona de vecinătate a noastră, unde nici nu avem control, în mod normal prețul gazului trebuie să scadă. Vă mai așteptați să scadă rușii gazul? Prețul gazului nu că-l scade Gazprom. Prețul scade pentru că natural scade cererea, se încălzește afară, nu mai este consum. Natural scade prețul. Dacă va fi tensiune mare și... Tensiune nu este nicio problemă. Tensiune este și acum. Nu cred că vor fi probleme. Eu sunt optimist. Nu vom avea, oricum, nu vom avea probleme, indiferent de ce se întâmplă. Deci suntem din punctul ăsta de vedere. Nu uitați că tot așa colegi experți din zona de energie spuneau că România nu are rezerve suficiente în depozit de gaz. Uitați că suntem în februarie și nu avem absolut nicio problemă și nici nu o să avem nicio problemă. Dacă taie gazul din cauza unui posibil conflict, ne spuneți că ne avem cantitățile. Nu cred că nimeni, decât dacă la un moment dat Rusia nu mai livrează niciun gaz către Europa, atunci e posibil să găsim soluții de avarii, dar avem scenarii pentru absolut orice situație. Eu nu cred că vom ajunge în această situație și nu cred că se va ajunge ca Europa să nu mai aibă gaz. Aș insista asupra unei soluții, măcar ne puteți spune dacă ar putea fi luată în discuție re-reglementarea pieței, adică un preț plafonat, un preț fix pentru o perioadă de 6-9 luni. Orice scenariu este pe masă. Avem nu numai legea concurenței, inclusiv în directiva europeană pe care am implementat-o în 944, avem posibilitatea ca guvernul la solicitarea autorității de reglementare să intervină și să ia decizii de intervenție în piață. Deci avem toate mijloacele și legale la dispoziție, pe o perioadă evident limitată de timp, să gândim și să intervenim în piață dacă asta va fi decizia în coaliția de guvernare pentru din perioada după data de 1 aprilie, cum pot fi și alte, evident, și alte soluții. Rivalii de la aur vă reproșează că România nu e pregătită pentru liberalizarea pieței.
Eu am tot spus, liberalizarea pieții a început în 2012. Deci nu a făcut-o nici PNL, n-a făcut-o nici PSD-ul de acum și nici USR-ul de acum, nici nu exista. Aurul, nu mai vorbim. În 2012 ea a fost rezultatul negocierii la Comisia Europeană pe un calendar. La 1 ianuarie 2015 piața era liberă atât la gaze cât și la energie electrică pentru consumatorii non-casnici, companii și tot ce înseamnă non-casnici. Calendarul de reglementare, de dereglementare a mers mai departe și la 1 ianuarie 2018 piața a devenit complet liberă. Deci piața e liberă de la 1 ianuarie 2018. Că a venit livrul de Agnea. Doar că a venit livrul de Agnea în noiembrie 2018 și a dat acea celebră ordonanță 214 și a reglementat piața într-un moment când nu era nevoie de reglementare de piață și doar a luat profitul de la producători și l-a transferat către furnizori, că asta a făcut. Pentru că la consumatorul casnic n-a scăzut prețul absolut deloc, dar numai pentru casnic a făcut. Asta nu înseamnă că piața ne-am întors la piața reglementată și aia era pe perioadă limitată de timp. Întâmplător până în februarie 2022. Deci ar fi trebuit să expire această perioadă. Pe această nebunie care a făcut-o atunci, ne-am trezit cu infringement, cu infringement foarte serios și cu probleme în continuarea investițiilor în domeniul, în problemele energiei. Primul lucru care l-am făcut, toată lumea, s-au blocat toate investițiile, investițiile în Marea Neagră s-au blocat, investițiile în energie s-au blocat. Ori trebuie să fii foarte atent când faci lucruri de genul acesta, să nu ai reversul medaliei și România are nevoie urgentă de investiții în zona de energie pentru noi capacități de producție. Mai sunt colegi din Parlament, cum sunt cei de la AUR, care spun cărbune, 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 trebuia cărbune. Pe lângă faptul că nu avem suficient cărbune, că de-a lungul timpului... Suntem obligați să renunțăm la el. Suntem obligați să renunțăm la el, dar certificatul de CO2 a ajuns aproape 100 de euro. Ori asta înseamnă 100 de euro pe megawatt, preț de acolo pleacă prețul energiei. Păi unde ne ducem? Deci unde ne ducem? Deci e clar că noi trebuie să avem, să fim pregătiți, de aceea ne-am și bătut un an și jumătate, că apropo ce am făcut în 2 ani de zile și mi se reproșea de cei de la USR că sunt cel mai longeviv ministru. Dacă nu stăteam până acum cel puțin, acea decizie de aprobare a planului de restructurare nu era luată. Și credeți-mă că am făcut drumul la Bruxelles de foarte multe ori, chiar în condiții în care poate nu trebuia să mă duc, dar m-am bătut ca să obțin această decizie de restructurare și ne-a venit exact cu o zi înainte, în ziua în care expira posibilitatea de a depune proiectele pe fondul de modernizare. Deci am avut un timing și mulțumesc comisarei Verstappen de la competiție, pentru că cu adevărat ne-a ajutat și a ajutat România. Și am putut să depunem și proiectele pe fondul de modernizare. Mai avem 30 de secunde, de aceea mă grăbesc. Doar să ne lămuriți, vă rugăm frumos, ați făcut o declarație care a făcut în conjurul presei. Ar trebui să ne obișnuim și să nu mai fim așa pro-consum. Înțeleg ce vreți să spuneți, dar vă întreb dacă România e pregătită pentru minimalism. Nu știu dacă suntem pregătiți, pentru că am fost într-o emisiune la un coleg de-al noastră și mi-a zis, a crescut consumul, atunci nu mai pun televizoarele pe stand-by. Și eu am zis, ba nu, trebuie să ne învățăm să le punem. Și eu las luminile aprinse în camera de unde, în camerele de unde ies, de unde nu mai vin și apoi mi-aduc aminte și tot nu mă duc să le sting. Cred că ar trebui să ne schimbăm ușor, ușor comportamentul, pentru că este spre binele nostru. Colegii, cetățenii europeni, cei din vest, fac lucrurile astea de mult. L-a intrat la asta am vrut să mă refer. Că până la urmă e spre binele nostru al tuturor și se va vedea inclusiv în eficiența consumului casnic, de exemplu. Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru, vă mai așteptăm pentru o discuție mai extinsă, pentru că așteptăm aceste soluții. Mai sunt 2 luni, nu? Până la 1 aprilie, când trebuie să... Nu să venim în buza lui 1 aprilie, o să venim mai devreme. Și să vă și înțelegeți între dumneavoastră. Ne vom înțelege cu certitudine. Vă mulțumim mult, vă mai așteptăm la domnul. Vă invit, doamnelor și domnilor, să urmăriți cum a continuat ce